Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blondea, haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției. Șoferii din Goj au ieșit din nou în stradă și au protestat împotriva prețurilor uriașe la carburanți. A fost și scandal într-o benzinărie din Târgu Jiu, imagini imediat la știri. Autoritățile din Goj au luat măsuri speciale pe caniculă, temperaturile sunt insuportabile, iar prefectul județului a convocat într-o ședință de urgență toți primarii din Goj. Și accident mortal pe o șosea din România, doi tineri de 18 ani au murit pe loc după un impact devastator. Au fost noi proteste la Târgu Jiu, dar și în țară față de scumpirile la carburant, șoferii au blocat la Târgu Jiu stațiile PECO. Manifestanții au trecut pe la benzinării pentru a alimenta cu sume infime, totul pentru a-și arăta nemulțumirea față de prețurile exagerate. S-a creat aglomerație, iar șoferii s-au luat la ceartă după ce au așteptat minute bune să-și alimenteze mașini. Gojenii nu mai suportă prețurile de coșmar la pompă și au blocat din nou activitatea din benzinării. Seara trecută, 10 de șoferi au mers în stațiile PECO și au alimentat doar de câțiva lei, totul pentru a protesta față de prețurile mari la combustibil. Nu toți au fost de acord cu protestele șoferilor. Alți conducători auto s-au certat între ei, nemulțumiți că manifestanții au blocat benzinările și ei au așteptat minute bune să alimenteze. De ce v-ați supărat, doamnă? Pentru că trebuie să plec la servici și nu pot ajunge. Șoferii sunt supărați și de faptul că guvernanții își bat joc de ei. O altă nemulțumire este compensarea modică de 50 de bani pentru un litru de carburant. Așadar, oamenii au stat pur și simplu în fața pompelor fără să alimenteze sau au alimentat cu 2 sau 3 lei, iar alții au spălat parbrizul autoturismelor pentru a atrage cât mai mult de timp. Prețul carburanților a scăzut astăzi după luni bune. Unele benzinării au afișat deja reducerea de 50 de bani pentru litrul de carburant. Asta după ce ordonanța de urgență care prevede această compensație a fost publicată în Monitorul Oficial. Autoritățile locale au primit sarcini să ia măsuri pentru protejarea oamenilor de stresul termic. Primăriile trebuie să amenajeze puncte de adăpost împotriva caniculei dotate cu dozatoare de apă. Deja primarii au trecut la treabă și au amenajat locuri de hidratare pentru a ajuta populația să facă față caniculei. Autoritățile locale au început să ia măsuri pe timpul de caniculă. Prefectul de Goj, Marcel Iacobescu, a trimis adrese tuturor primăriilor din județ pentru a efectua acțiuni specifice combaterii efectelor cauzate de temperaturile extreme. Da, în această perioadă am stabilit ieri într-o ședință pe care am avut-o măsurile care vor fi luate de către Direcția de Sănătate Publică, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, care vor verifica tot ceea ce se pregătește, nu știu, pentru această perioadă de caniculă. A fost anunțată perioada. Știți bine că am avut și o videoconferință cu secretarii de stat pe aceste probleme. Am rugat, cel puțin la nivelul primăriilor de municipii, să fie înființate acele puncte de prim ajutor, să se instaleze pe cât posibil, nu știu, corturi cu aparate de aer condiționat sau locuri unde persoanele, în special persoanele vârstnice, că ele sunt cele mai expuse, să poată să găsească un pahar cu apă rece sau un loc răcoros, umbros, în așa fel încât să nu ne întâlnim cu cazuri de persoane care cad pe stradă din cauza lipotimiilor sau a bolilor asociate pe care le au. După ce au primit adrese de la prefectură, dar și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică Goj, primarii din județ s-au mobilizat exemplar, totul pentru ca oamenii să nu întâmpine probleme în această perioadă în care sunt anunțate temperaturi extreme.
În primul rând, noi am făcut achiziție pentru un aparat din acesta care dă apă mai rece. Asistentele care le avem la dispoziția primăriei Drăguțești merg prin sate, au legătura cu oamenii, științează ce trebuie să facă în această perioadă. Primit și o adresă, dar să știți că nu trebuie să primim adrese, că noi știm ce avem de făcut. Pe fiecare an ne izbim de aceeași problemă și e binevenită adresa, dar fiecare primar trebuie să știe să aibă grijă de comunitatea lui. Ne anunțăm pe cei în vârstă să nu iese pe vremea aceasta caniculară, să iese pe stradă, să stea cât mai mult la umbră. Toată lumea trebuie să consume lichide. Știm foarte bine ce avem de făcut. Și o mare parte din oameni chiar știe ce au de făcut în această privință. La Motru au fost deja realizate servicii de prim ajutor la domiciliu, dar și puncte de distribuire a apei potabile. Mai mult, primarul spune că asistentele comunitare vor merge prin localități pentru a vedea dacă cetățenii au nevoie de ajutor. Da, am primit mai multe adrese, nu numai de la Direcția de Sănătate Publică și de la Prefectură. Am primit și acele avertizări de la ISU. De fiecare dată am căutat să fie cât mai bine pentru cetățenii municipiului Motru și am luat și în acest an aceste măsuri cu privire la canic. La ora actuală, colegii mei din cadrul primăriei au făcut adrese către două puncte farmacii unde pot să meargă cetățenii să răcorească, sunt dotate cu aer condiționat, cu aparate care au apă rece sau apă la temperatura camerei, pot să le măsoare glicemia, tensiunea și în funcție de ceea ce constată dumnealor să le îndrume către spital, ori să ne anunțe pe noi serviciu de asistență din cadrul primăriei, ori direct Spitalul Municipal Motru. Nu am avut probleme și așa, ca să știe toată lumea, noi avem permanent acel serviciu, cum l-am numit eu, de prim ajutor la domiciliu, unde angajații și asistentele din cadrul primăriei sau cele care își desfășoară activitatea pe la școli atunci când este vacanță, merg periodic în cartierele din Motru, în satele învecinate sau componente ale municipiului Motru, unde verifică dacă persoanele în vârstă, în special, își iau medicamentele corespunzător, unde nu le îndrumă. De multe ori au fost cazuri când împreună cu poliția locală au mers și le-au cumpărat medicamentele necesare celor în vârstă, să ia tensiunea, glicemia și dacă este cazul au fost duși la spital dacă au avut dubii cu privire la starea de sănătate a persoanelor respective, tocmai pentru a sprijini și a ajuta populația. Doresc să sfătuiesc așa oarecum toți cetățenii municipiului Motru să caute în această perioadă sau aceste zile să evite ieșirea pe străzi în perioada 12-16, cât ai vrea să te menții sau să eviți aceste stări, la oricare dintre noi se poate întâmpla ceva, având în vedere că temperaturile ajung la umbră și la 38-40 de grade. Primarul din Motru vrea să amenajeze și mai multe perdele răcoritoare în câteva zone din oraș, totul pentru ca oamenii să treacă mai ușor peste temperaturile ridicate. Avem în continuare în derulare, dar ca întotdeauna ne vinde această problemă lipsa banilor să găsim, să realizăm o perdea de aer rece, să zic, acea perdea de fum, de apă, care să vină în sprijinul cetățenilor pe anumite artere din Motru circulate. Deci suntem oarecum pregătiți și avem în vedere în continuare, cum v-am spus, să creăm acele perdele de abur de realizat din apă. Colegii deja au înaintat documentele pentru a achiziționa instalațiile respective. Împreună cu operatorul de pe raza municipiului Motru să identificăm de unde putem alimenta cu apă aceste instalații și vom dori să realizăm una, două, trei în funcție de posibilități pe raza municipiului Motru în arterele mult mai circulate din localitate. Administrația de meteorologie anunță temperaturi extreme de până la 39 de grade Celsius. A crescut procentul de promovabilitate în județul Gorj după contestațiile făcute la examenul de bacalaureat. Dacă înainte de contestații aveam o rată de promovabilitate de 63,7%, acum aceasta a ajuns la 64,36%. Totodată, alți 6 elevi au reușit să obțină nota 10 la examenul maturității. În urma reevaluării lucrărilor, în Gorj sunt 9 medii de 10 față de 3 medii câte au fost inițial.
După corectarea contestațiilor la examenul de bacalaureat în Gorj, unii elevi au motive de bucurie, iar alții de tristețe. Asta pentru că unele medii au crescut, altele nu. Rezultatele finale ale examenului maturității din județul nostru atestă faptul că după corectarea contestațiilor s-au înmulțit notele de 10. Alți 6 elevi au reușit să obțină nota maximă în Gorj, înregistrându-se 9 medii de 10. O creștere a ratei de promovare la nivelul județului Gorj, astfel, la momentul acesta discutăm despre 64,36% rata de promovare la nivelul județului, ceea ce este o creștere de 2% față de sesiunea dinainte de contestații. Privitor la notele de 10, dacă în primă instanță aveam 3 note de 10, iată că acum, după soluționarea contestațiilor, discutăm despre un număr de 9 elevi care au acum medii de 10. La Colegiul Economic Virgil Magiaru, un elev, la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, 3 elevi, la Colegiul Național George Coșbuc Motru, un elev, 4 elevi la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Deci este clar o creștere a numărului de medii de 10 la nivelul județului Gorj. Circa 3.000 de elevi au susținut examenul de bacalaureat în această sesiune, însă 1.000 de candidați au picat examenul maturității. Energia pe bază de cărbune are viitor până în anul 2032. Deputatul PSD Gorj Mihai Weber a declarat că eforturile depuse pentru a stopa eliminarea definitivă a producătorilor de energie pe bază de cărbune au avut succes. Ordonanța de urgență dată de guvern a fost adoptată, iar activitatea Complexului Energetic Oltenia a fost prelungită cu încă 2 ani, respectiv până în anul 2032. Mihai Weber spune că CEO Oltenia este unitatea economică vitală pentru județul Gorj. Socialdemocrații au susținut astăzi într-o conferință de presă că în urma presiunilor puse pe partenerii de guvernare au modificat textul legislativ prin care cărbunele se scos etapizat din sistemul energetic național. Este unitatea care asigură în primul rând stabilitatea sistemului energetic național, echilibrul acestui sistem. Este un pilon de bază pentru sistemul energetic național, dar pentru Gorj este unitatea economică vitală. Spun lucrul acesta pentru că nu mă refer numai la miile de angajați din județul Gorj, ci și la peste 100 și de companii care au 2, 3, 10, 10 sau sute de angajați. Vorbim despre peste 40.000 de familii care sunt direct afectate de această unitate economică în Gorj. Gândiți-vă ce dezastru s-ar fi întâmplat și economic, dar și social, dacă această unitate economică își închidea porțile, se punea lacătul, așa cum se dorea, în 2 ani de zile. Ne-a trecut așa, cum spune expresia, să trece glonțul pe la ureche. Am depășit un moment extrem de dificil pentru noi gorjenii prin modificarea acestei ordonanțe care, repet, prevedea închiderea mineritului într-o perioadă foarte scurtă de timp. Nu a fost deloc ușor să modifice textul legislativ, spune Weber. Au fost 10 de întâlniri, însă au reușit să prelungească perioada de exploatare a cărbunelui cu 10 ani, adaugă liderul socialdemocraților. Ce am reușit să modificăm și deschid o paranteză, să știți că n-a fost deloc simplu, pentru că au fost 10 de întâlniri, ore de discuții și până la urmă o hotărâre, o decizie hotărătoare a întregii echipe a Partidului Social Democrat, finalizată cu următoarele modificări în noua ordonanță care a fost aprobată ieri de Guvernul României. Am eliminat acea sintagmă ca închiderea definitivă și irreversibilă și am înlocuit-o cu conservarea grupurilor. Am prelungit perioada de valabilitate, de exploatare a acestei unități economice cu cel puțin 10 ani de zile. Mai bine zis, exact cu perioada pe care trebuie să parcurgă unitatea economică, având stocul de cărbune existent. Am prevăzut
în această ordonanță de guvern posibilitatea ca ori de câte ori este necesar, justificat sau există o criză, să poate să fie redeschise acele grupuri conservate sau mărit această perioadă de viață a unității economice complexe energetice. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind decarbonizarea. Actul normativ reglementează funcționarea grupurilor energetice pe bază de cărbune și a carierelor miniere. Astfel, spre deosebire de propunerea din proiect, activitatea complexului energetic Oltenii a fost prelungită până în anul 2032 față de 2030. Tragedie în județul Dolj, doi tineri de doar 18 ani și-au pierdut viața într-un grav accident rutier care a avut loc în această dimineață. La volan se afla unul dintre cei doi tineri. A pierdut controlul asupra direcției și a ieșit de pe carosabil. Mașina în care se aflau cei doi s-a răsturnat. Cei doi tineri, un băiat și o fată, ambii de 18 ani, au murit pe loc în urma impactului devastator. În această dimineață, la ora 4:40 de minute, polițiștii și serviciului rutier Dolj au fost sesizați cu privire la faptul că pe drumul național 6B, în afara localității Dudovicești, a avut loc un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că un tânăr în vârstă de 18 ani din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 6B, în afara localității Dudovicești, din direcția Craiova către Melinești, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto și o tânără de 18 ani din comuna Almăj, pasager în autoturism, au decedat, a transmis IPJ Dolj. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Un lan de grâu a fost cuprins de flăcări uriașe care au mistuit aproximativ 20 de hectare. Cei care au văzut flăcările puternice au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri pentru a lichida incendiul care se manifesta violent și amenința să se extindă. Un incendiu a cuprins un teren cultivat cu grâu în satul Sălcuța din județul Dolj, pompierii intervenind cu două autospeciale pentru stingerea focului. Potrivit ISU Dolj, a ars o suprafață de aproximativ 20 de hectare. 10 pompieri din cadrul secției de pompieri Segarcea intervin în localitatea Calopăr, sat Sălcuța, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un lan de grâu. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la cultura de grâu pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare, anunță Tania Vâlceanu, purtător de cuvânt al ISU Dolj. Nu se cunosc momentan cu exactitate cauzele izbucnirii incendiului, urmând ca acestea să fie stabilite în urma unor cercetări. Operațiune de salvare contra cronometru pentru echipajele din județul Olt. O femeie de 82 de ani a căzut într-o fântână adâncă de aproape 10 metri. Imediat la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje din cadrul ISU Olt, iar misiunea era aproape imposibilă. Diametrul fântânii era foarte mic, iar pompierii au excavat cu buldo-excavatoare pe lângă puț. Bătrâna a scăpat ca prin minune, ea fiind scoasă la suprafață după aproape 5 ore. Femeia de 82 de ani din comuna Pleșuiu a căzut într-o fântână cu apă. Salvatorii au intervenit la fața locului imediat și au excavat pe lângă puț. Fântâna avea adâncimea de aproximativ 10 metri și diametru de aproximativ 40 de centimetri. Misiunea de salvare era aproape imposibilă, având în vedere toate aceste lucruri. Din cauza diametrului foarte mic, s-a acționat cu cele două buldo-excavatoare pentru îndepărtarea pământului și extragerea tuburilor, dar și cu alte utilaje. 20 de pompieri au fost prezenți la fața locului și au făcut tot posibilul să o scoată pe femeie în viață din fântâna adâncă. S-au luptat 5 ore să o scoată pe femeie la suprafață, iar într-un final, misiunea a fost încheiată cu succes. Plutonierul major Linca Dumitru din cadrul detașamentului Slatina este cel care a coborât în fântână de două ori și a asigurat victima. Dacă v-ați temut vreo secundă în momentul în care ați coborât, v-ați temut pentru viața dumneavoastră, pentru că exista o riscă. A fost o intervenție destul de dificilă, ținând cont de cât a fost destrâmtă fântâna respectivă și timpului care a trecut de la momentul susținerii noastre la intervenție și până la momentul în care am ajuns la dânsa.
Bătrâna de 82 de ani a fost scoasă din fântână. Ea a supraviețuit miraculos. A fost predată unui echipaj de pe ambulanță, însă este în afara oricărui pericol. Polițiștii fac acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cum a ajuns bătrâna în fântână. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. Poate că timpul trece, dar unele lucruri rămân mereu neschimbate. Stihl, proiectat să dureze. Acum ai motofereastrăul MS-231 la prețul recomandat de 1550 de lei, TVA inclus. În plus, primești gratuit 10 litri de ulei Forest Plus. Ofertă valabilă până la 30 noiembrie în limita stocului disponibil. Pentru mai multe modele și oferte speciale de toamnă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport. Din Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Trubeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor de cauciuc. Peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de plăci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică, Artego. ...65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie fac din Artego partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A. Prețuri minime, calitate maximă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamentele recent renovate dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dasiana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Marele violonist Alexandru Tomescu va susține un concert de excepție la Peștișani pe data de 9 iulie. El va cânta cu celebra vioară Stradivarius, care face parte din patrimoniul României și este una dintre ultimele 10 Stradivarius funcționale din lume. Această vioară, datată din anul 1702, a fost declarată de experții germani una dintre primele 5 cele mai frumoase instrumente semnate de celebrul Antonio Stradivari. În acest moment au început demersurile pentru casatul Hobisa să fie inclus anul viitor în turneul internațional Stradivarius, a 16-a ediție. Cu sprijinul Asociației pentru Democrație, Educație, Respect și Clubul Rotary Târgu Jiu, Alexandru Tomescu va interpreta acordurile magice chiar în tinda Casei Muzeu Constantin Brâncuș ca o avanpremieră la spectacolul din 2023.
Vești proaste pentru clienții CFR Călători. Începând de astăzi, aceștia trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru un bilet la tren, pentru că s-au scumpit cu 20%. CFR Călători a solicitat acest lucru în cadrul bugetului pentru anul 2022. Măsura vine în sprijinul redresării și echilibrării activității economice a tuturor operatorilor de transport feroviar de călători din România pe fondul creșterii prețurilor la diferite materiale cu pondere mare în activitatea de transport feroviar, cum ar fi combustibil, energie sau piese. Ultima ajustare de tarife la călătoria pe calea ferată aplicabilă tuturor operatorilor de transport feroviar de călători a fost în anul 2013. Vești bune pentru pensionari. De astăzi, 1 iulie, vârstnicii vor încasa mai mulți bani. Este vorba despre pensionarii cu venituri mai mici de 2000 de lei care vor primi un ajutor financiar unic în valoare de 700 de lei. Măsura face parte din pachetul de măsuri sociale și economie Sprijin pentru România. Potrivit ordonanței, ajutorul financiar se plătește din oficiu în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale și se suportă din bugetul de stat. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte. Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral, chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracțiuni de lună. În cazul pensionarilor care în luna iulie încasează diferențe de drepturi bănești cuvenite și neîncasate aferente unor perioade anterioare lunii iulie, la determinarea plafonului nu se iau în considerare aceste drepturi. Ministrul Muncii Marius Budăi susține că în funcție de zone pensiile vor fi achitate în perioada 1-15 iulie, iar fiecare pensionar care are un venit mic va primi ajutorul din partea statului. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu i-am rămas mândră dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi! Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, interviul zilei. Ne aflăm în orașul Novaci, vorbim cu doamna Elena Firu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Am văzut că aveți o colecție impresionantă de costume populare, tradiționale, făcute de dumneavoastră. Să ne spuneți mai multe amănunte despre fiecare. Am și costume de bărbat și costume de femei. Aici sunt costume mai vechi lucrate, care au mai fost și folosite. De bărbat e format din cămașe, vestă, pantalon, curea sau tricolor, căciulă sau pălărie. După modelul acela este făcut de dumneavoastră, da? Da, eu le-am lucrat. Cât de greu este să faceți, de exemplu, un astfel de model? Foarte greu, dar mi-a plăcut foarte mult să cos, foarte mult cusătura. Am lucrat și cu andrelele foarte mult, am lucrat și cu croșeta, dovadă că am aici... O să vi-l arăt pe parcurs. Aici este încă un costum de bărbat. Este al băiatului meu, care are 42 de ani. Și înainte. Mulțumim, Doamne ajută. Și chiar i-am inscripționat pe cămașe D și F, Daniel Firu se numește. Tot așa este lucrat. E un model mai amplu. E ca o cămașă pentru ginere, pentru tineret. Cealaltă este mai simplă puțin, modelul mai simplu, pentru adulți, pentru oamenii mai în vârstă. La fel e compus din, acesta este un chimir, pantalon, vestă, căciulă și pălărie. Mergem pe partea cealaltă să vedem și celelalte costume populare, dacă ne spuneți și despre ele. Este un costum feminin, este al fetii mele, mai bogat, tot așa pentru tine.